Dan Bobăuțanu a fost reales primar al municipiului Hunedoara cu un scor zdrobitor pentru contracandidații săi. Bobăuțanu a reușit să obțină 82,63% dintre sufragii, fiind votat de 16.883 de hunedoreni. Vreau să vă mulțumesc pentru votul de încredere pe care mi l-ați acordat mie și echipei mele de la Partidul Social Democrat pentru a treia oară consecutivă. Evident că la ora la care vă vorbesc, sunt convins că am câștigat și am câștigat cu un scor istoric, nu doar pentru Hunedoara, ci și pentru România. Asta demonstrează încrederea dumneavoastră în cei pe care ați angajat să muncească pentru dumneavoastră, să muncească pentru acest oraș. Nu a fost nimic ușor până aici. Și nu va fi nimic ușor în continuare. Nici nu ne dorim acest lucru. Până la urmă, provocările fac parte din viața fiecăruia dintre noi. Iar dacă nu ai provocări, dacă nu ai oportunități, dacă nu ai certitudine în munca ta, la ce bun să ocupi această funcție de primar? Vreau să vă mulțumesc că pe o vreme caniculară ați acordat votul de încredere mie și echipei mele, chiar mai mult decât în urmă cu 4 ani de zile. La o distanță colosală cu doar 6,55%, adică 1338 de voturi, se situează Lucian German de la PNL. Cristian Alic de la AUR a obținut 5,89%, adică 1204 voturi. Viorel Arion a obținut 3,54%, adică 723 de voturi, iar Alexandru Luca de la Partidul Alternativa Dreapta a obținut 1,39%, adică 283 de voturi. Astfel, Dan Bobăuțanu a câștigat cel de-al treilea mandat.